Tot liber de contract a venit la începutul acestui an și la Pandurii. Cu gruparea din Târgu Jiu, Ropotan a semnat pentru un an. Președintele clubului Pandurii, Narcis Răducan, i-a mulțumit publicului Adrian Ropotan pentru contribuția sa la ocuparea locului 3 în acest sezon de către Pandurii și a urat mult succes la noua sa echipă. Îi mulțumim lui Adi Ropotan pentru aportul său la rezultatele echipei din acest sezon. Deși a venit doar din iarnă, el s-a integrat rapid și a contribuit decisiv la ocuparea locului de pe podium, pe care s-a clasat Pandurii. Îi urăm cu toții mult succes la noua sa destinație. A fost o colaborare benefică de ambele părți și, așa cum i-am promis și cum avea stipulat în contract, în schimbul unei sume modice poate pleca înapoi în străinătate, pentru un salariu mai aproape de valoarea sa, a declarat Narcis Răducan pentru site-ul oficial al clubului. Mijlocașul în vârstă de 30 de ani va juca începând din această vară pentru o echipă din zona golfului. Narcis Răducan a explicat la DigiSport cum au decurs negocierile cu internaționalul pentru rezilierea contractului și a dezvăluit ce salariu va încasa acesta la viitoarea echipă. Ropotan are o discuție foarte avansată cu echipa din golf și m-a rugat să-l las să plece. Va câștiga acolo de 7-8 ori mai mult decât putea lua la noi. Am vorbit azi cu el, am încheiat amiabil. El nu ne-a costat niciun ban și ne-am ajutat reciproc. Era normal să-l lăsăm să plece. El mai avea până în iarnă contract cu noi, dar e vorba de familia lui. E normal și omenește să-l lăsăm să plece, a declarat Narcis Răducan la DigiSport. Adrian Ropotan a ajuns la Pandurii în perioada de transferuri din iarnă și a reușit rapid să-și câștige un loc de titular în echipa gorjenilor. Evoluțiile sale l-au readus pe mijlocaș în atenția echipei naționale, fiind convocat în lotul lărgit pentru Euro 2016. Angel Iordănescu nu l-a oprit însă în lot și pentru campionatul european.